Ai avut momente în care ai simțit că e judecată, că e fata lui Minune, normal că are cântece. Într-o mare de artiști, eu eram, da, mă, bine. Doar pentru că tata, înțelegi? Doar pentru că tata. Am ieșit la club și într-o seară la club mi-a bătut pe umăr și mi-a zis, tu o să fii nevastă mea și să avem copil împreună. Capul meu era, da, mă, bine, bravo. Deci m-am căsătorit cu un om exact ca tatăl meu. Nu ți-a fost teamă să rămâi gravidă atât de tânără? Eu de mică mi-am dorit copil. Definiția mea de iubire de tată în public nu apărea niciodată. De mică am avut o legătură specială cu Dumnezeu. Fix înainte să se întâmple ceva rău, visez. Și cea mai grea noapte a fost noaptea în care, după ce i-au pus stentul pe creier, ea era la reanimare și eu la hotel. Dar când a fost momentul ăla când ai simțit ce putere are Adrian Minune? Oh! Dilema cu Emma de la Zoo, un podcast Zooniverse. Salutare dilematicilor și bun găsit la un nou episod din Dilema. Am stat mult și m-am gândit și am ajuns la concluzia că succesul este întreținut întotdeauna de reinventare. Este o super putere să te poți reinventa constant în tot ceea ce îți propui. Așa că am un anunț pentru tine. Cora Lujerului devine Supernova. Cea mai recentă veste despre preluarea centrului comercial Cora Lujerului de către grupul austriac Supernova aduce o mulțime de surprize pentru vizitatori. Sărbătorim rebrandingul cu un festival de teatru pentru copii. Timp de 4 zile se pot întâlni cu mascote, cu personaje de poveste și se pot bucura de campanii cu premii instant și reduceri în magazine. Iar schimbarea hipermarketului Cora cu un alt retailer important aduce și noi chiriași, inclusiv cel mai nou parc de trampoline din București și o hiperfarmacie. Pentru mai multe detalii poți intra pe supernova-lujerului.ro și pagina de Facebook Supernova Lujerului. Este cu siguranță un moment bun pentru comunitatea locală de a fi și mai împreună. Rămânem la povești, la puterea lui împreună, la povești de succes. De la fata lui Minune la artista și femeia de azi. De la adolescenta despre care toată lumea credea că este o rebelă, la mama și soția de azi. Drumul ei a fost unul trăit și învățat. Mi-a zis la un moment dat în podcast că ea se roagă la Dumnezeu să o învețe ce să facă cu darurile pe care le-a primit. Și credeți-mă, are multe de oferit. Vă las cu Carmen Simionescu. Suntem a Începe Dilema. Zooniverse Podcasts. Mestecând delicat în cafeluța pe care și-a comandat-o, îi spun bun venit la Dilema lui Carmen. Bine te-am găsit. Mă bucur mult să te-am fix așa cum am descris momentul, la o cafea. Și eu mă bucur foarte tare că am ocazia să te cunosc mai îndeaproape, pentru că tu fiind la matinalul de la Zoo, eu am creat așa o relație cu tine mai de la distanță, fiind persoana pe care am întâlnit-o de fiecare dată când am avut cele mai multe emoții. Serios? Serios! Și cum tu, așa? Și tu mă dezamorsai. Pentru că, pentru orice artist, în momentul în care merge la radio și își lansează piesa și cu atât mai mult cântă live cu bandul pentru prima dată, oh, o piesă abia lansată, emoțiile sunt la maxim. Pentru orice artist trebuie să recunoaștem, oricât de mare sau mic ar fi. Și în momentul în care veneam, eram atât de emoționată de fiecare dată și nu știam, trebuia să mă adun, știi? Și te găseam pe tine zâmbăreață la 7 dimineața, fraților. Hei, frate, dimineața, ce bine arăți! Mamă, ce place rocheta! Mamă, ce nu știu ce era! Fetița asta e pusă aici din rai, a picat direct pentru mine! Să știi că, de multe ori, reușesc să mă pun în pielea celui care vine să cânte atât de dimineață, da? Eu făcând asta, dar seara, la o altă oră. Da. Și atunci eu știu cât de mult înseamnă pentru cineva acel zâmbet sau acea vorbă bună dimineața când tu ai 1000 de probleme pe cap. Da. Da? Și la radio să cânti nu e deloc ușor și înțeleg stresul și repetițiile alea care se fac într-un minut, două, reglajele, da, dase, care nu înseamnă nimic, care de fapt. Nu înseamnă nimic. Și întotdeauna, știi pe unde m-a dus viața, am cules niște lucruri pe care încerc să le dau mai departe. Le-am testat pe mine și am zis,
uite ce frumos se simte când cineva zâmbește. A, uite ce nasol se simte când cineva se uită urât și te sfidează și face moace din alea. Și mă bucur că îmi spui asta, că înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Trebuie să-ți recunosc că am mai povestit asta în unele locuri și vreau să spun și la tine, pentru că s-a întâmplat de față cu tine. Odată înainte să intru într-un live la radio, eram la pământ, pentru că fetița mea avea febră foarte mare, apropo de faptul că suntem și oameni pe lângă artiști. Și vreau să zic că nu-mi doream nimic decât să se termine odată filmarea de la radio și cântarea și să ajung acasă la copil. Și nu știu cum am reușit în momentul ăla să mă rup cu totul și să-mi fac treaba cum trebuie. Lansam Panjabi atunci și am cântat și varianta în română, chef de chef. Normal. Și dacă vă uitați la filmare, eram toată un zâmbet și eram pe super petrecere și așa, bă, și în sufletul meu era o furtună atât de puternică încât în creierul meu undeva ziceam doar hai odată să se termine treaba asta, hai odată să se termine, să mă duc acasă la copilul meu. Pentru că avea febră 40 și fix înainte să intrăm în live m-a sunat soacra mea și mi-a zis hai, după ce termin, vino repede că mergem la spital. Wow. Deci, apropo de faptul că suntem oameni, puțin știu lucrurile care se întâmplă în viața ta personală, pentru că atunci când ești artist, indiferent de situație, trebuie să te urci pe scenă și să-ți faci treaba bine, fără să lași de înțeles că știi, eu am o problemă sau nu mai contează nimic în momentul ăla de 2-3 minute cât durează, decât să-ți faci treaba bine. Așa, și doar oamenii asta cu adevărat puternici pot face treaba asta. Exact, că pe lângă datoria ta de profesionist și de faptul că nu știu, ai un contract semnat și trebuie să-l duci până la bun sfârșit, este faza asta, cum te poziționezi tu în fața ta, știi? Ce-ți promiți tu despre tine? Cum ești tu ca om construit? Am fost la o provocare la un test poligraf și am primit întrebarea: crezi că vei face toate sacrificiile sau tot ce e nevoie să faci ca să-ți duci cariera ta pe cele mai înalte culmi? Și am zis da. Dar acel da lung a fost tocmai pentru că de foarte multe ori mi-am lăsat copilul plângând acasă ca să merg să cânt. De foarte multe ori s-a întâmplat să se trezească noaptea și să plângă de mami și mami să fie pe drum de la cine știe unde, cine știe ce oraș venind de la cântare. Dar într-un final trebuie să recunosc că îmi asum treaba asta, pentru că odată ce îți dorești să atingi un scop anume, odată ce ai un drum în viață, trebuie să știi că te înhami la lucruri la lucrul acela cu bune și cu rele. Cumva câteodată îmi doresc să fi fost bărbat pentru că pare mă gândesc, mai simplu la ei. Pare mai simplu, știi? Cel puțin treaba asta cu copilul, eu simt că este într-adevăr responsabilitatea femeii, pentru că noi ținem copilul 9 luni în burtică, noi îl aducem pe lume, este de datoria noastră să-i dăm o educație zdravănă și care să-l ajute pe tot parcursul vieții lui. O mamă în primii ani, din punctul meu de vedere, trebuie să stea lângă copil și să-i ofere toată dragostea de care are nevoie și să-i ofere încredere, să-i ofere îmbrățișarea aia de noapte bună, să-i citească povești, astfel încât copilul să crească sănătos și să crească cu ideea că are o familie, indiferent de situație, pentru că eu simt că legătura puternică dintre mamă și copil se întâmplă atunci când este chiar și nou născut. Și consider că în momentul ăsta, după 4 anișori, pentru că Sofie deja face 5 în august, după 4-5 anișori, deja ne putem reapuca de muncă, să zicem. Uh-huh. Pentru că în momentul de față am reluat activitatea mai intens, pentru că până acum am zis, băi, trebuie, e mică, are nevoie de mine, nu pot pleca nopțile, nu o pot lăsa foarte mult. În prima parte a vieții la copii se dezvoltă acel simț de a acel sentiment de abandon. Abandon, teama de separare. Și nu, adică deja destul că stă la grădiniță și plângea foarte mult în prima parte. În prima perioadă când am dus-o la grădiniță, nu vreau să sufere mai mult de atât, știi? Și atunci anii ăștia, până acum, am lăsat-o mai moale cu muzica, cum s-ar zice,
dar a venit momentul să ne apucăm de treabă. Și am reluat concertele, am reluat sesiunile în studio și ne-am pus pe treabă. Și cred că încet, încet o să poți să iei cu tine la concerte, știi? Să știi că deja am luat-o, am făcut experimentul ăsta, dar vreau să-ți recunosc că nu s-a mai dat jos de pe scenă. Păi, normal, și am fost nevoită să cânt 45 de minute cu copilul de una. Asta este, mi-am asumat că am urcat-o pe scenă, dar consider că fiecare lucru trebuie făcut separat. Exact. Dar uitându-te acum la ea, la Sophie, vezi un pic din copila care erai tu în ea? O, Doamne. Mă uit la mine când eram mică. Este foarte feminină. Îi place tot ceea ce înseamnă beauty, fashion și așa mai departe. Chiar ieri mi-a zis: mami, tu știi cum se face o mască? Și m-am gândit la o mască, ceva de carnaval, de, nu știu, teatru, mască. Și zic, ce mască? Mască de față, hello. Zic, da, cum se face, că nu știu. Pui două lingurițe de miere și iaurt. Și eram, dar tu de unde știi treaba asta? Păi știam, văzut într-un desen, hai să ne facem și noi masaj și să ne punem castraveți pe ochi, exact ca la spa. Deci ea, în momentul de față, vine cu idei de distractive pentru mine și pentru ea, dar deja pe stilul ăsta de fetiță mai mare, știi? Nu mai vrea popușele și așa mai departe. Nici măcar nu mai pot da telefonul cum făceam în primii ani, două minute, cât să pot să-mi fac dușul ăla, știi ce zic? Da. Pentru că în momentul de față fetița mea dorește să fie să facă de toate, să filmeze vloguri, este super pasionată de chestia asta cu filmatul, din care reiese faptul că are și talent la actorie, dacă mă întreb pe mine, pentru că are niște reacții foarte spre realitate, adică de multe ori râde fals, este ha-ha-ha, vorbește la telefon, ha-ha-ha, fată, interpretează. Și să-mi zici că vorbește pe bune. E, da, și îi place foarte mult dansul, îi place foarte mult actoria, îi place foarte mult muzica, deci sunt eu în persoană. E în zona asta artistică, păi bine, dacă așa a crescut și așa a fost mediul ei și da. Asta a avut probabil 9 de când luni de zile era, am exact, cântat cu ea în burtă. Exact, da. Știi, adică era imposibil să vină să spună, auzi, mami, eu vreau să mă fac inginer. Da. Acum că stau să mă gândesc, am fost la Alba Fest în 2019 și eu aveam 8 luni. Pe tocuri așa și cu o salopetă mulată, cu dita mai purtă. Și eram cu zeci de mii de oameni în față. Bătea soarele atât de puternic în ochii mei și simțeam că leșin, pentru că efectiv de la atâta căldură simțeam cum mi se topește corpul așa. Și m-am uitat în spate la soțul meu și am strigat: apă, apă, apă. Și soțul meu, după, nu vrei să știi, ți-am spus eu să nu mai cânti, ți s-a făcut rău pe scenă, dacă leșinei, dacă se întâmplă ceva cu copilul meu, tu nu ești conștientă. Oh, deci ați avut frici din astea și ați avut discuții în sensul ăsta. Băi, da, pentru că eu am fost o graviduță mai nebunatic așa, adică mie mi-a zis doctorul din luna a șaptea: nu mai ai voie să stai în picioare. Și am zis: poftim? Cum adică nu mai am voie să stau în picioare? Și am stat două zile la pat, cum mi s-a zis, după care am văzut că mă simt bine și am început să fac treaba, am început să ies, adică în momentul în care ești însărcinată, nu știi ce te așteaptă. Și cred că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Da, și ai foarte multe gânduri. Nu știi cum ți se... Știi că ți se va schimba viața, dar nu știi în ce mod. Nu știi efectiv la ce să te aștepți. Oricât ți-ar povesti oricine, fiecare experiență este unică. Fiecare sarcină este unică. Fiecare om este unic în felul lui și organismul lui are un anumit ritm. Mie mi-a fost destul de greu să mă acomodez cu statul în casă, de asta, în perioada în care eram gravidă, ieșeam numai în cluburi, nu beam, nu făceam nimic, dar vreau să fiu în club, cu lume multă, cu agitație, cu gălăgie. Mergeam la repetiții, la coreografie, am fost la Forța Zu gravidă. Da, știu, mi-amintesc. Mergeam la repetiții, la coreografie, eram pe tocuri iar atâta, cu cizme lungi și vreau să-ți povestesc o fază de la Forța Zu. Ploua torențial. Fix înainte de mine a cântat Pepe. Eram la Galați. Și eram în backstage cu mama și soțul meu. În momentul în care a ieșit Pepe să cânte, a început ploaia torențială, la modul că atunci când s-a întors în backstage Pepe, era wood flașcă. Și mama efectiv l-a văzut și a zis: nu mai cânti. Și eu zic: poftim? Zic: cum adică? Nu mai cânti.
De ce? Eu eram pe tocuri înalte, cizmă, din aia înaltă, aveam o pelerină lungă cu trenă și trebuia să mă urc pe o scenă, pe rotundă așa, cu multe trepte. Pe lângă asta mai aveam și de cântat și de făcut coreografie. Și scena era udă. Era apă multă peste tot, evacuase un stadionul. Vreau să zic că fix înainte să intru, că a mai fost o mică pauză, mama mea s-a dus într-un colț, am văzut-o cum își face rugăciunea așa, Doamne, te rog, nu știu ce zicea acolo, zicea rugăciunea ea. Băi, în momentul în care a început intro-ul piesei, s-a oprit ploaia și a ieșit soarele. Deci eu am zis, asta nu e nimic altceva decât Dumnezeu. Da. Pentru că până la mine a plouat torențial și fix cât am cântat eu a fost soare, ulterior am mai cântat un artist pe soare și era început ploaia. Deci nu, că eu cred că rugăciunile mamei mele au oprit ploaia, să știi. Să știi că a fost o chestie foarte interesantă la Forța Zoom în Galați, pentru că ploua atât de tare încât am oprit totul, oamenii s-au adăpostit, au plecat acasă să se schimbe, da. Deci efectiv să golise stadionul, după care când a răsărit din nou soarele, da, s-au întors. Era full. Deci am umplut stadionul de două ori în acea zi. Da, da. Și eu am fost norocoasă să prind stadionul full. A fost o experiență unică, destul de dificilă, mm-hmm, pentru că aveam foarte mari emoții. Mulți nu știu că în momentul în care ești însărcinată și cânti, mușchii tăi sunt dilatați la maxim. Pentru că pe în burtica ta, practic, există un copilaș care și-a făcut loc acolo și ți-a împins toți mușchii și tot organismul tău s-a dat la o parte să-i facă loc bebelușului. Și gândește-te câte emoții aveam eu și în ce condiții am cântat, că nu mai aveam respirație. Wow. Eu simțeam că leșin pe scenă în momentul ăla, eu nu mai aveam respirație. Da, nu te-ai fi lăsat, n-ai fi zis. N-aș fi zis. Uite, hai că-mi pun și eu un scaunel. De graviduță. Exact, știi, mă îmbrac și eu într-o salopetă din asta mai larg. Nu, tu ai venit Jennifer Lopez, adică nicio treabă. Era ca și cum, ce, eu sunt, atitudinea ta era așa, eu sunt gravidă, adică atât. Care e problema? Nu am absolut nicio problemă. Asta mi se pare o atitudine foarte potrivită, dar nu ți-a fost teamă, nu știu, să rămâi gravidă atât de tânără? Păi, eu văzând, crescând cu această idee de familie perfectă, pentru că ai mei sunt împreună de când erau mici, mama a făcut să pară totul foarte ușor, să fii mamă și soție și să ai trei copii. Cumva mi-au inspirat, mi-au dat ideea asta de a avea o familie și de a-mi dori să am și eu la rândul meu un copil. Eu de mică mi-am dorit copil. Știam că va fi dificil, știam dintotdeauna că o să-mi fie foarte greu să-mi împart viața între carieră și familie, pentru că, repet, nu e același lucru ca atunci când ești bărbat și spui, stai cu copilul că am plecat să cânt. Dar nu m-am împiedicat niciodată visul ăsta al meu, nu m-am împiedicat niciodată să-mi doresc familie. M-am cunoscut cu soțul meu, a mers totul bine, a fost o nebunie faptul că ne-am întâlnit și am zis amândoi de la bun început, eu fac copil și el mi-a zis, da, și eu fac copil, deși nu vorbeam că suntem împreună sau ceva. Și am ieșit la club și într-o seară la club mi-a bătut pe umăr și mi-a zis, tu o să fii nevasta mea și să avem copil împreună. Capul meu era, da, mă, bine, bravo. Nu e prima dată când aud asta, da? Să-mi e clar. Ce tare. Și la scurt timp s-a și întâmplat, ne-am dorit amândoi, am fost conștienți când am făcut lucrul ăsta. Adică cât de puțin se poate numi conștienți, pentru că nu știi la ce să te aștepți. Dar dorința ne-a făcut să facem lucrurile să meargă mai departe și să nu ne separăm, să nu ne despărțim, să nu... Adică faptul că am avut un scop comun, și anume copilul... Și unul foarte mare. Eu consider că ne-a ajutat foarte mult să facem relația noastră să funcționeze, pentru că orice relație trebuie să meargă pe principiu la bine și la rău. Și să fie acolo lângă persoana respectivă și când este bine și când nu este bine și când este în depresie și când nu are chef de tine și când nu vrea să te vadă, dar tu să fii persoana de care ea are nevoie și oricând are nevoie să fii
disponibil pentru ea și eu pentru el, la fel să-i satisfac toate nevoile și să fiu ca o a doua mamă, pentru că în mare parte trebuie să recunoaștem că bărbații asta caută în soții, un fel de o a doua mamă. Da, cum și noi, ne cum uităm după noi, un partener care să se mene cu tata. Dar nu neapărat fizic sau ca și caracter, știi? Vrem blândețea tatălui sau vrem puterea lui. Să știi sau... că eu, tot timpul, când mai aveau ai mei certuri și așa, fiind mică, îi ziceam, Doamne, nu știu cum ai putut să stai cu tata. Asta ziceai tu? Da, da. Că tu nu vezi cum face, că tu nu știu ce... Am început să cresc, știi? Doamne, eu când o să-mi iau un bărbat, eu nu o să accept să-mi zică mie așa ceva. Eu nu o să accept să nu știu ce. Și crede-mă că am ajuns să mă uit la un om și să zic, Doamne, ești exact ca tata, nu pot să cred așa ceva. Deci m-am căsătorit cu un om exact ca tatăl meu. Vorbesc serios. Deci tatăl meu este un om... cum rar întâlnești, dar nu spun asta pentru că e Adrian Minune, nu spun asta pentru că viața lui profesională, spun asta pentru că are un mod foarte diferit de a gândi și de a privi lucrurile. Poți să-i prezinți o situație în care tu ai o perspectivă și e să ți-o demonteze în 3 secunde și să îi dai dreptate, pentru că tot ceea ce spune are sens într-un fel. Este un om cu o maturitate psihică și o viziune atât de clară asupra lucrurilor, care nu-și lasă mintea încețoșată de furie, nu-și lasă mintea niciodată încețoșată de părerile altora. Este un om care are o părere foarte solidă și te face să-l urmezi. El de asta a reușit să aibă cariera pe care o are, soția pe care o are, de asta cuvântul lui contează atât de mult la noi în casă, nu pentru că este Adrian Minune, ci pentru că are tot timpul un punct de vedere foarte solid. Și exact așa este și soțul meu. Deci sunt... din punctul meu de vedere, lideri demn de urmat, dar foarte greu de suportat, trebuie să accept. Pentru că și eu sunt foarte încăpățânată și eu cred în părerile mele și în ceea ce spun eu este ca mine, până când vine cine îmi demontează ideea. Wow, păi înseamnă că s-a întâlnit, cum să zic, s-au întâlnit două pietre tari. Da. Și cum faceți când sunteți în momente din astea cu de păreri clinci? Diferite? Da. Păi pur și simplu ne separăm. Acceptăm că fiecare are ideea lui, acceptăm că într-o oarecare măsură știi că niciodată dreptatea nu e într-un singur fel. Bineînțeles. Adică dacă noi două trăim o situație și eu spun adevărul meu și tu spui adevărul tău, este posibil că amândouă să avem dreptate. Și asta acceptăm... e un paradox al vieții greu de dus, știi? Da, și într-un final, ca să putem să trecem mai departe peste fiecare mică dispută așa, trebuie să acceptăm că și eu am dreptate pe partea mea și el are dreptate pe partea lui și tot timpul discutăm deschis. Băi, uite, mie nu mi se pare corect treaba respectivă. Ok, nici mie nu mi se pare... Ok, consider că am greșit, ai dreptate, îmi pare rău. Adică tot timpul trebuie să fiți pe același drum. În momentul în care unul e încolo și unul e încolo, deja lucrurile nu mai sunt într-o direcție bună. Și asta mi se pare foarte tare, că reușiți să înțelegeți că aveți puncte de vedere foarte diferite. Este foarte greu să ajungi până ajungi. E foarte greu. Până ajungem la punctul ăla de înțelegere, e destul de greu. Pentru că atunci când copilul este în prezența voastră, în permanență, disputele nu mai pot avea loc ca înainte. Trebuie programate. De fiecare dată când avem ceva de spus, lăsăm glasul mai jos, pentru că nu este ok ca orice copil să crească în certuri, în țipete, în... nu e ok. Și atunci noi vorbim în engleză când e ceva de zis. Deocamdată. Vorbim în engleză când e ceva de zis și nu trebuie să înțeleagă copilul, iar certurile noastre se întâmplă abia după ce Sofi doarme. Uh-huh. Pentru că, ca orice familie, mai sunt și situații unde nu ne înțelegem, dar am învățat să ne temperăm atunci când copilul este în preajmă. Se întâmpla atunci când era mică Sofi să nu ne dăm seama, pentru că atunci când era mică era non-stop cu noi. Deci non-stop noi eram cu copilul. Și atunci mai, știi, te aprinzi într-o secundă, uiți că e copilul lângă tine, chiar și în trafic, mai juram, mai ziceam ceva și după aia mama imediat îmi dădeam seama și mă bucuram că încă mai am timp să-mi duc creierul și să mă programez să nu mai reacționez așa de față cu copilul, știi? Da. Și acum am ajuns să nu mai reacționez așa deloc.
Adică și când vorbesc urât, îmi cer scuze singură. Ca și cum copilul ar fi lângă mine, știi? Pentru că îmi doresc foarte mult ca copilul meu să nu aibă traume. Eu am avut câteva traume din copilărie. Ce s-a lipit de tine din copilărie? Păi lipsa de încredere în bărbați. Asta de ce? Pentru că... Pentru că tata, ba, era, ba, nu era, ba, era la cântare, ba, adică și tot timpul am văzut-o pe mama mea descurcându-se singură. Chestia asta m-a făcut pe mine să îmi doresc să devin o femeie independentă, atât financiar cât și emoțional. Mi-am implementat în minte faptul că eu voi fi bine și cu tati și fără tati și cu soț și fără soț. Wow, tu te gândeai deja așa? Da, da, pentru că atunci când ești mic, ești ca un burete. Tot ce vezi, analizezi, tot ce, orice informație o auzi, o absorbi, o asimilezi. Și definiția mea de iubire de tată în public nu apărea niciodată. Știi ce zic? Adică eu eram la parc tot timpul cu mama, niciodată cu tata. Eu eram la cumpărături tot timpul cu mama, niciodată cu tata. La serbări, la petreceri, la shopping, la nu știu, oriunde, eu eram tot timpul cu mama, nu cu tata. Și în jurul meu vedeam că există un exemplu de tată undeva și că, știi? Dar consider că chestia asta m-a făcut mai puternică. Nu am luat-o ca pe o vai, săraca de mine, am crescut cu absența tatălui. Nu, niciodată. Din contră, sunt super tare că în ziua de astăzi nu simt, nu mă simt amputată, știi, ca în unele cazuri, ci din contră simt că a fost un motiv în plus de a-mi întări personalitatea. Și de a fi stăpână tu cu tine peste tot, indiferent de cine stă, știi, umăr la umăr, pentru că noi avem o bună perioadă de timp, impresia, noi femeile, că avem nevoie neapărat de, că avem nevoie neapărat de un bărbat care să ne susțină. Și avem câteodată, avem să nevoie să ne susțină emoțional și să ne iubească, că doar asta ne dorim cel mai mult. Dar în toate celelalte aspecte, nu consider că mai avem nevoie de cineva care să ne împingă de la spate. Da. Adică putem să facem lucrurile singure, dar nu o să fie la fel de ușor și nici la fel de frumos. Da, să știi că am făcut un exercițiu de imaginație recent și m-am gândit cum ar fi să fiu singură, dar privind din punctul de vedere al unei mame. Gândindu-mă la mama, am făcut exercițiul ăsta, pentru că mama are 3 copii, nu unul. Ca să pot înțelege de ce mama a acceptat o viață întreagă, ca tata să plece, să vină, să plece, să vină. Și mi-am dat seama că ar fi o viață destul de singuratică și destul de grea. Este adevărat că nu consider că aș muri fără un bărbat. Asta e viața, se întâmplă. Dar e bine când ajungi acasă să pui capul și pui capul pe pernă, să ai persoana dragă lângă tine și să te întrebe: iubita mea, ai nevoie să-ți faci un duș? Hai că stai cu copiii. Și nu numai asta, ai nevoie să-i povestești cuiva ce stă în inima ta acolo, știi? Dar vezi, ai nevoie tu, să împarți viața cu cineva, pentru că nu se poate, nu trăim în peșteri, știi? Atât de puternică a fost mama, încât ea a făcut din noi, din copiii ei, un scop în viața ei, pentru că mama nu a muncit. Mama, deși a fost super deșteaptă la școală și își începuse și facultatea, a trebuit să oprească tot. Tocmai pentru că tata era cine era și ce să faci tu ca nevastă a lui Adrian Minune? Să te duci să muncești? Ca ce? Nu știu. Era destul de greu pentru ea să-și manifeste dorințele și să-și îndeplinească visele și să facă ceva având un nume atât de mare în spate, pentru că vorbim de 1997. Când au explodat atunci manelele și apăruse tata cu Costi. Cu caseta roșie. Și era piața plină, mai știi, cu casetele alea micuțe, așa, pe măsuțe de bubuiau peste tot manelele. Și era prima dată când făceam cunoștință cu genul ăsta muzical. Da. Și atunci tu, ca soție a unuia dintre cei mai mari maneliști,
ce poți să faci? Pe bune, se duce să te angajezi ca ce? Ca vânzătoare. Dar a fost decizia ei, adică nu cred a că... A fost decizia ei pentru că ne-a avut pe noi și pentru că a avut un scop suprem. Mm-hmm. Scopul de a ne vedea bine și la casa noastră. Și a venit și momentul ei. Pentru că în ziua de astăzi, ai mei împreună cu partenerilor de afaceri au reușit să construiască un hotel. Verse se numește hotelul. Cu restaurant la parter. Wow, unde? În Ștefănești de Jos. Este la 15 minute de aeroport. Hai că mai aveți puțin și luați tot acolo. O să se numească altfel cartierul ăla, jur. Da, fix lângă studiourile Kentaurus. Mm-hmm. Și este businessul ei. Câteodată mă emoționez până la lacrimi când ajung acolo și o văd și mă uit la clădirea aia imens așa. Și zic, Doamne, clădirea asta a fost construită de un om atutica, că e cât mine, mama. Da, e un munte dar de putere. Viață, da, după viață întreagă de sacrificiu, a venit și momentul ei să aibă și ea o realizare pe lângă copiii ei, care eu sunt la casa mea cu copil, sora mea la fel căsătorită cu copil și fratele meu în vară va face cununia. Deci, practic, fiecare e la casa lui în momentul de față și a venit și, ochii, da. A venit și momentul ei. Și sunt super fericită pentru asta și sunt super fericită că o și putem ajuta în tot ceea ce face ca business, pentru că ce facem noi cu ce face ea se leagă împreună. Vom face evenimente cu muzică live, la care te așteptăm și pe tine, bineînțeles. Doamne ajută! Avem un bucătar super pasionat și super profesionist adus din Portugalia. Mm. Restaurantul este cu specific mediteranean și sunt super happy pentru tot ceea ce se întâmplă acolo. Și lucrați în continuare ca o echipă. Asta mi se pare tare, da. Și e cumva modalitatea voastră de a-i da puțin recompensă, înapoi. Știi? Exact. A venit, da. și momentul recompensei. Deși, da. Cred că cea mai mare recompensă pe care puteți să-i oferiți este chiar fericirea voastră. Să fim bine, da, așa e, da. Dar povestește-mi un pic despre perioadele astea în care spui că tatăl tău ba venea, ba pleca. Cum era Cati? Cum punea ea problema, cum gestiona, că mă gândesc că era odată cu gândul acolo, că doar era femeie, da, da, femeie tânără, cu copii acasă, apoi și îndrăgostită, apoi cum să pună problema în fața voastră astfel încât voi să nu simțiți nimic. Băi, mama a știut cum să țină balanța, ca o ironie și balanță, o să o dea balanță. Iată. A știut tot timpul cum să țină balanța echilibrată. E adevărat că suntem oameni și au fost și momente când a simțit că nu mai poate și a zis gata, vreau să plec, nu mai rezist, nu mai pot. Dar de fiecare dată a găsit puterea să vadă scopul suprem. Și faptul că orice copil are nevoie de doi părinți. Și mama a ajuns la înțelepciunea necesară pentru a înțelege că noi suntem mai presus de ea. Adică, ce încerc eu să zic aici e foarte greu de înțeles. Să iubești pe cineva mai mult decât pe propria persoană este cel mai greu lucru. Iubirea adevărată și iubirea reală pe care nu ți-o poate oferi decât o mamă, un tată sau Dumnezeu, este iubirea necondiționată. Mm. Iubirea aia în care orice ți-ar face persoana cealaltă, nu te poți supăra pe ea, nu-i poți face rău, nu-i poți gândi de rău. Mama pe noi ne-a pus pe locul 1 deasupra ei ca importanță în viața ei. Și doar așa a reușit. Și, bineînțeles, iubirea față de tata. Pentru că iubește enorm. Nu-l divinizează, da, nu, da. Că iubește. Deci vreau să zic că erau situații și mai sunt și în ziua de azi când mama în absența lui tata face, mamă, să vezi când vine, să vezi ce-i fac, mamă, cum a plecat atât, acum nu știu ce. Și când vine, vrei să spun ceva, să mănânci? Ce, ai mâncat, ești obosit? Hai să-ți fac un masaj, hai să... Și sunt, băi mama, acum 5 minute? Acum 5 minute? Știi, și tot timpul m-am uitat la mama și am luat-o ca exemplu, pentru că o femeie așa, deci dacă toate femeile ar fi ca mama, lumea asta ar fi mai bună, nu știu cum să explic. Și îmi dau seama că foarte mult din succesul și din echilibru tatălui meu îi se datorează ei. Pentru că este foarte important atunci când
ai o problemă atunci când te simți pierdut, atunci când te rătăcești cu sufletul, cu mintea, cu trupul, cu viața, cu totul, să ai un cuib al tău unde să vii și să nu te judece nimeni și să nu te ia la de ce ai făcut aia, ești un nenorocit, de ce nu știu ce, de ce nu știu ce, ca tu mai departe când pleci să poți să fii bine. După ce ai plecat de acasă să simți că te-ai încărcat cu energia de care aveai nevoie. Exact, să fie spațiul ăla în care este necesar doar să fii și atât, știi? Nu trebuie să faci nimic. Exact. Nu trebuie să fii nici Adrian Minune, nici Carmen Minune, nici nimeni, ci pur și simplu omul ăla de care au și să știi că îmi dau seama că energia mamei mele reușește să ne ofere asta tuturor. Mie, surorii mamei, surorii mele, fratele meu și tatălui meu. Ea este echilibrul nostru la propriu, nu la figurat. Adică sunt momente când mai am, mi-e greu cu muzica sau mă umplu de gânduri sau nu mă înțeleg cu soțul sau cu prietenii sau am o situație ca orice om, păi și simt nevoia să merg acasă la mama. Și când merg acasă la mama, nu e nevoie să vorbesc cu ea sau să-i explic sau să-mi dea ea o altă perspectivă asupra situației. Doar să stau cu ea și efectiv mi se liniștește sufletul. Deci energia ei este atât de pozitivă și atât de, e ca o baterie care te încarcă, încât eu simt că ea este echilibrul vieții mele. Adică doar datorită ei pot fi mamă, doar datorită ei pot fi soție, doar datorită ei, pentru că ea este persoana care de fiecare dată mă împinge de la spate, hai mergi la studio, hai du-te și fă muzică, hai că stai cu copilul, du-te și cântă, haide, uite, nu te lăsa, știu că este greu cu muzica, știu că, uite, vezi că s-au schimbat trendurile, încearcă și tu să faci ceva, să... adică, băi, mama este psiholog, terapeut, este tot echilibrul meu. Și ea, am înțeles că ea se încarcă de la voi, da. Și că asta este bucuria vieții ei, să vă vadă pe toți bine și toți împreună. Dar totuși, de unde crezi că a avut... E și vorba de putere aici, dar și de foarte multă înțelepciune. Da. Și o dreaptă măsură. Gândește-te că mama m-a făcut pe mine la 21 de ani și fix în acea perioadă tata era hype, era maxim. Și mama era nevoită să stea la 21 de ani cu copilul. În timp ce tata mergea la cântări, mergea în turnee, a plecat în America 3 săptămâni, adică gândește cât echilibru și cât control psihic îți trebuie să nu... Și nu te gândi că mama ieșea la cluburi sau cu prietenele în oraș sau... Nu! Gândește-te cât sacrificiu înseamnă asta și cât... cumpăt. Exact, cumpăt. Foarte bine ai spus. Cumpăt. Să te uiți la toate femeile de vârsta ta care fac cu totul altceva și tu să stai acasă, doar să-ți crești copilul, să ți-l duci la grădiniță, să-i gătești, să ai grijă de ea și să te sacrifici la propriu, să te sacrifici pentru familia ta. Și să-ți onorezi iubirea, pentru că n-a obligat-o nimeni să facă exact asta, ci pur și simplu asta a simțit să facă. Și da, nu e deloc un semn de slăbiciune să-ți aperi iubirea și familia cu orice preț. Să știi că de foarte multe ori am ajuns la concluzia asta, e mult mai ușor să pleci decât să stai. Sigur. În orice situație, e mult mai ușor să pleci și să zici, gata, îmi bag picioarele, eu nu vreau așa ceva, am plecat, v-am pupat, hai, pa, descurcă-te. Mm-hmm. E foarte ușor. Că știi ceva, sunt mulți copii ai căror părinți sunt divorțați, adică... Nu se sfârșește lumea cu un divorț. Exact. Dar să stai e mult să mai rezolvi... greu să stai și să continui și să ții cu dinții de familia ta. Mm-hmm. Mai ales că, sincer, acum, la ce vremuri ai trăit și am prins cu toții până la urmă, să fii Cati Simionescu și să te desparți de Adi Minune din 3 emisiuni. Adică, hai să fim sinceri, că ar fi putut să facă foarte multe lucruri ne la locul lor. Da. Dar ea a fost și este genul de mafioată care și-a respectat familia și n-a intrat nimeni acolo. Pentru că o singură și... dată. Exact. O singură dată s-a întâmplat. S-a apărat la televizor o știre, era pe OTV, la Dan Diaconescu. Și au ținut morții și să intre mama în direct. Și într-un final, pentru prima dată ever, până atunci, a intrat mama în emisiune și Dan Diaconescu așa, doamna Caterina, ce ne puteți spune? Ce s-a întâmplat? Ce părere aveți despre ce a făcut soțul dumneavoastră?
Și mama a zis așa, pe un ton foarte calm. Eu în momentul ăla am rămas cu ochii la televizor cu gura căscată. Soțul meu este bărbat. Dacă îi cade pălăria de pe cap, și-o ia și-o pune la loc. Vă rog frumos să-mi lăsați familia în pace. Punct. A fost gen drop the mic, că n-a mai avut nimeni ce să zică. Erau vreo 3-4 în emisiune în momentul ăla. Știi cum se făcea pe vremea aia? Să oricui. Discute, să zică. Ia zi tanti Ionița de la Focșani. Ce părere ai de ce a făcut Adria Minune? Că fix așa se făcea, știi? Se dădeau și mesaje în bandă. Da, le citeam. Cum să nu? Așa. Fix așa se făcea și atunci mama a spus chestia asta și a închis gura tuturor. Adică și momentul... cred că n-a mai avut nimeni curaj să mai întrebe vreodată. Păi nu, n-am mai insistat, că n-am mai... și-au dat seama că acolo s-a închis. Deci asta mi se pare mie foarte tare. De câte ori am auzit-o vorbind, rar în fața televizorului, de câte ori am auzit-o vorbind public, ceea ce se întâmplă foarte rar, nu te lasă să ajungi la ea și la familia ei. Adică asta mi se pare foarte tare. Deci, exact ca mama urs. Exact, nu, e, ce mama urs? Este mama leoaică. De aici încolo nu ajungi la mine. Bine, bănuiesc că nici nu prea mai are vreo dorință să apară în vreun fel sau altul. Și inteligența asta emoțională e cumva ceva ce a crescut în sânul vostru, în sânul familiei acolo. Da. Mi-amintesc o declarație de-a tatălui tău când i-au pus, când a venit Steve Aokidu și i-au pus piesa la festival. Da. Și toată lumea, cred că Steve Aokidu Salvatore Ganaci. Când a venit Salvatore Ganaci și i-a pleiat piesa și toată lumea a cântat și a scris Adi Minune a doua zi pe contul lui de Facebook. Nu eu m-am dat mare, ci voi m-ați făcut. Că eu nu mi-am dorit nimic, nu m-am dus eu la băiatul ăla să-i spun ceva, nu am înaintat nimic. Voi mă faceți. Deci da. Adică am stat mult și m-am gândit dintr-o frază cum a reglat toate conturile, știi? Da. Crezi că ai tăi au avut o relație fericită? Crezi că mama ta a fost fericită? Băi, fiecare om își cântărește fericirea după ceea ce el consideră că îi aduce fericire. Mie mi-aduce fericire zâmbetul copilului meu, faptul că este sănătoasă, atunci când am o piesă care funcționează, atunci când am concerte și cânt în fața oamenilor și văd bucuroși cum fredonează piesele mele. Mie mi-aduce fericire liniștea de acasă pe care o simt lângă soțul meu când totul e bine și ne luăm în brațe noaptea și dormim liniștiți. Dar dacă fericirea înseamnă bani și avere și să ai de toate și să așa, asta oscilează. Pentru că bani astăzi ai mai mult, mâine ai mai puțin și mai contează și dacă te uiți în sus sau în jos. Pentru că tot timpul va exista cineva care va fi mai fericit decât tine, va avea o mașină mai scumpă decât tine, va sta într-un palat cu piscină și cu, știu eu, ca într-un castel și tu stai într-un apartament, dar contează foarte mult cum privești lucrurile și ceea ce îți face ție sufletul exact, fericit. Pentru că pe mama mea o făcea fericită faptul că noi suntem sănătoși, că mergem la școli bune, că nu ne lipsește absolut nimic, că de bine de rău tatăl nostru este lângă noi și este în viață, e la un telefon distanță, indiferent de situație, atunci când a fost nevoie de tata, la o secundă apărea lângă noi, nu știu cum făcea. Înțelegi? Deci depinde de unde ți iei și cum îți analizezi tu viața. Mm-hmm. Pentru că eu în zilele în care sunt pesimistă aș putea să zic vai de mine, fac muzică de atâta timp și n-am realizat nimic, vai de mine, uite că eu n-am reușit cu banii mei proprii să-mi cumpăr o mașină până în ziua de azi. Asta înseamnă că eu nu fac bani mulți cum trebuie, aha. Vai de mine, stau cu soacra și cu socrul meu și în ziua de azi eu nu m-am realizat. Nu, eu privesc lucrurile altfel. Eu zi de zi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care mi-a dat-o. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru soțul pe care mi l-a dat și copilul pe care mi l-a dat și pentru faptul că suntem sănătoși. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o a doua familie și aici mă refer la soacra mea și la socrul meu care mă iubesc exact ca pe copilul lor.
le mulțumesc pentru fiecare om pe care îl întâlnesc, pentru că în momentul în care îți propui să faci ceva, ai un proiect în minte, când te rogi la Dumnezeu, Dumnezeu îți trimite oamenii de care ai nevoie. Exact cum noi două ne-am întâlnit întâmplător și am ajuns aici să facem treaba asta. Exact așa. Pentru că tu probabil erai, te gândeai, bă, pe cine să mai chem la podcast, bă, ce să mai fac, ce să... Și am apărut eu. Să știi că nu aveam, deci în ziua în care ne-am întâlnit, nu aveam niciun gând de podcast, dar nu de tine, de podcast în general. Deci era o zi în care eram într-o stare flower power zen. Totală, zen. Fix așa, fix atunci vin lucrurile. Deci mă rugasem pentru un loc de parcare pe care îl găsisem, eram singura de acolo care da, avea loc de parcare și în fața mea erai tu cu fetița ta de mână și eu am văzut această imagine. Erați în alb îmbrăcate, ca două prințese și pentru o secundă m-am uitat, zic, sunt diferite față de tot ce se întâmplă aici, pentru că era un eveniment mare și toată lumea era extraordinar de împopoțonată și dintr-o dată în fața mea a venit imaginea asta și am trecut, zic, Carmen, bună, ce faci? Știu că fetița ta avea niște codițe împletite pe care aveam codițele la fel. Așa. Și fix atunci am avut chestia asta în suflet, trebuie să o invit pe Carmen. Da. Vreau să o invit pe Carmen la podcast, pentru că, bineînțeles, te-am auzit de multe ori vorbind și povestind și mi-a plăcut mult de tot modul în care ai îmbrăcat povestea vieții tale și ai redat-o lumii. Mi se pare foarte frumos, știi? Mi se pare foarte frumos că îi lași pe oameni să te cunoască și altfel și că vorbești cu atâta ușurință, inclusiv despre perioada aia în care te confruntai cu bullying-ul, cu discriminarea și cu mesaje la adresa țiganilor și cu mesaje rasiste pe care nu știu cum ai putut să le depășești atunci. Acum, să zicem că avem mult mai multe instrumente la dispoziție, da, să ne apărăm, știi? Avem psihologi, terapeuți, avem cărți, dar atunci cred că a fost foarte greu să ți se spună constant că tu ești diferită când de fapt nu, suntem unul și același. Bă, să știi că în ziua de azi am ajuns să accept ideea că sunt diferită. Lasă-mă să-ți explic de ce. Eu fac parte din lumea mea, lumea țiganilor, din care mă trag cumva, în care e drept și adevărat că nu toți sunt cei mai educați, nu toți au fost la școli bune și... am crescut și în lumea asta în care am mers la școli particulare, am o educație destul de bună datorită acestor școli, vorbesc cu două, trei limbi străine, mă învârt în lumea oamenilor cunoscuți și așa mai departe. Și în viața mea, tot timpul se amestecă cele două lumi. Pentru că, indiferent de situație, fie că îmi place, fie că nu-mi place, ăsta este adevărul și mi-l asum, sunt țigancă, dar niciodată n-am simțit că fac parte 100% din lumea aia. Pentru că atunci când eram mică, mă mai regăseam în diferite cercuri și simțeam că nu... Nu ești 100% acolo. Știi ce zic? Pentru că sunt anumite subiecte pe care le poți discuta cu unii oameni, anumite subiecte despre care oamenii respectivi nu au nicio idee și... Asta se întâmplă peste tot, știi, adică nu cred că este, are vreo legătură cu etnia, cu culoarea, cu... Da. E nivelul de înțelegere al fiecăruia. Exact, exact, exact. Și atunci tot timpul am avut dorința asta de a mă dezvolta mai mult, mai mult, de a învăța mai mult. În ziua de astăzi fac parte dintr-un musical care se numește Heartbeat și chiar despre asta este vorba în El, ce crezi. Se joacă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian și este povestea de dragoste dintre o țigancă și un român. Care, ca să vezi cât de ironică e soarta, să zicem,
Băiatul din familia de români vine de la studii din străinătate, iar eu sunt o fată de etnie romă care a venit de la, mai de la marginea orașului în centrul orașului ca să studieze muzică și se îndrăgostește de acest băiat. Și de acolo începe o întreagă nebunie cu lupta dintre români și țigani, pentru că românii nu suportă țiganii, care ce să vezi trăiesc și în aceeași casă pentru că sunt într-un duplex. Și toată povestea aceasta este cântată în timp de 2 ore și jumătate. Și avem și coreografie și avem și o schelă imensă, rotativă, pe care trebuie să ne urcăm. Deci este totul la superlativ și consider că proiectul ăsta m-a ajutat foarte mult să evoluez din punct de vedere artistic. Pentru că este foarte greu să joci într-un musical. Da. Acolo nu mai faci tu, Carmen Simionescu, da, nimic din ce vrei, ce spune și din nou, și aici simt că viața mea îți joci propria viață. Îmi joc propria viață, care este din două părți marșilate, știi? Care la un moment dat se îmbină. Chiar și la repetiții am simțit nevoia să-mi pun amprenta asupra a ceea ce se întâmplă acolo, pentru că noi practic trebuie să jucăm niște țigani, tradițional țigani, care mănâncă din oale la masă, că au venit, au un băiat care a fost plecat în străinătate. A venit băiatul, hai să punem masa, exact cum fac țiganii. Când vii la un țigan acasă, nu pleci până nu mănânci. E primul lucru, treci la masă sau nu ești din casa noastră. Așa. Și am simțit nevoia să-mi pun amprenta și în acest spectacol, pentru că nimeni nu poate ști mai bine decât mine cum se trăiește, cum se trăiește țigănește. Dar în același timp și să am acea perspectivă a cum trebuie să arate din punct de vedere artistic, știi? Eu consider deci, practic, că ai combinat tradiția, da, cu studiul. Da. Pentru că pentru asta te-ai pregătit. Da, vezi? Deci eu ador cum așează Dumnezeu lucrurile. Întotdeauna știe drăguțul cum să le pună. Deci, de foarte multe ori m-am trezit în situații în care nu înțelegeam ce caut acolo sau care e scopul meu în momentul ăla în viața mea, ce am eu de făcut în locul ăla, în situația aia. Și de fiecare dată am zis, Doamne, nu știu ce am aici de făcut, te rog, ajută-mă să fac ce trebuie să fac, că tu știi de ce m-ai pus în situația asta. Până la un moment dat, eu mă rugam, Doamne, dă-mi și mie aia, Doamne, vreau și eu aia, te rog, ajută-mă să obțin și eu rolul ăla, te rog, ajută-mă să nu știu ce. Până când mi-am dat seama că noi oamenii ne putem dori lucruri de care nu avem nevoie. Și de obicei, cam așa facem. Și este foarte greșit să ceri ceva cu ardoare și să-ți pui toată energia, chiar și dacă crezi în Dumnezeu, chiar și dacă crezi în legea atracției, în ce vrei tu. Nu îți pune energia și gândurile în ceva ce poate nu-ți trebuie. Roagă-L pe Dumnezeu sau la cine te rogi tu să-ți dea ceea ce crede El că e mai bine pentru tine. Pentru că eu consider că noi suntem într-o călătorie toată viața asta aici pe pământ. Și avem un traseu anume. Cred și în destin. Cred în faptul că, într-adevăr, noi ne măsluim așa puțin pașii, că avem liberul arbitru. Dar eu cred într-o destinație finală aleasă de dinainte. Cred în destin, cumva. Cum cred că eu trebuia să mă întâlnesc cu soțul meu și să o avem pe Sophie. Asta sigur a fost scrisă în cartea mea undeva. Și atunci, de ce să nu zic eu, Doamne, Tu știi care este scopul meu în viața asta, Tu știi care e finish-ul meu, dă-mi, Doamne, tot ce crezi Tu că am nevoie să mă duci mai repede la finish sau să mă duci mai repede să îndeplinesc misiunea asta pe care o am aici. E o rugăciune pe care și-o spunea Maria Callas, am văzut-o acum de curând, într-un fragment din filmul care o să apară despre ea, și spunea așa că ea se roagă la Dumnezeu și zice, Doamne, dă-mi ce crezi Tu că e pentru mine, dar dă-mi și resursele să ajung acolo. Da. Dă-mi și puterea să trec peste ele. Sau dăm și înțelepciunea să le apreciez. Uite, eu zic invers. Eu zic, Doamne, mi-ai dat, m-ai pus într-o familie de artiști, mai cu toții cântăm. Mi-ai dat toate resursele de care am nevoie. Și aici mă refer la situația financiară care mă ajută să pot să fac, pentru că pentru cei care nu știu,
nu se câștigă extraordinar din muzică în primii ani sau când ești la început. Și îți trebuie bani ca să investești foarte mult în tine. Doamne, sunt sănătoasă, am putere de muncă, sunt încă tânără, dacă tot mi-ai dat toate lucrurile astea, te rog, Doamne, ajută-mă să le pun împreună și să fac lucrurile să meargă. Pentru că eu m-am trezit în ipostaza în care doar trebuie să fac puzzle-ul. Am toate piesele, doar trebuie să fac puzzle-ul. Și odată cu vârsta am ajuns și la... am ajuns și să înțeleg faptul că e nevoie de timp. În tot și în toate este nevoie de timp. Ceea ce în cariera mea s-a întâmplat a fost că am dat boom-ul cu Domino, piesa care a explodat, dar eu în momentul ăla eram un artist care a făcut o singură dată, o singură piesă în viața ei. Eu nu aveam experiență nici de scenă, nici de canto, nici de studio, nici de... Eu nu aveam nici măcar inteligența emoțională să înțeleg ce mi se întâmpla în momentul ăla. Pentru că eu am trăit fenomenul în care veneau copiii la mine plângând și strigând, Carmen, Carmen! Un astfel de succes venit dintr-o dată... E greu de dus. E greu de ce dus. Ce ți se întâmplă. Și neavând... nici inteligența emoțională, nici, cum să zic eu, un traseu pregătit ca să menținem acel succes eu împreună cu echipa mea de la momentul respectiv, s-a pierdut. Ai avut momente în care ai simțit că e judecată, că e fata lui minune, normal că are cântece, că ai simțit prejudecata asta din partea oamenilor? Nu, că, nu doar că am simțit prejudecata, s-a zis în perioada aia că mora, că tata s-a dus la morar și i-a dat bani să-mi face piesa la radio. Ceea ce nu există, știi și tu și știe toată lumea în momentul de astăzi, că nu are nimeni nicio treabă să dea vreun bani și că dacă ar fi așa... Toată lumea ar fi. Toată lumea dacă fi. Ar fi cu bani. Dacă ar fi cu bani, cred că ar fi mulți rău care n-au nicio treabă cu muzica la radio. Dar nu așa merg lucrurile. Și s-au zis multe în perioada aia. Pe de altă parte, iartă-mă, dar cum să nu-ți ajuți copilul? Orice ar vrea să facă, oricine-i fi. Adică nu înțeleg de ce tot timpul se pune eticheta asta în artă, în muzică, în filme. Dar hai să ne uităm puțin la viața noastră, la orice tip de activitate. Este foarte firesc ca tatăl să-și ajute copilul, ca părinții să-și ajute să-și împingă copilul. Pentru mine a fost fix invers. Numai că la tine a fost chestia că erați foarte expuși. Pentru mine a fost fix opusul, pentru că tata provenind dintr-un alt stil de muzică, oamenii au venit cu discriminări și cu ideea că da, bă, bine, oricum o să facă manele la un moment dat. Și de foarte multe ori m-am regăsit în anumite situații în care eram văzută greșit. Într-o mare de artiști, eu eram, da, mă, bine. Doar pentru că tata. Înțelegi? Doar pentru că tata. Spuneai că în copilărie activitățile de copil le făceai mai mult cu mama. Dar când a fost momentul ăla când ai simțit ce putere are Adrian Minune? Oh! Wow, ok, bine, deci. Stai că nu știu dacă să zic sau să nu zic. Eram... mică, eram cu mama singură în apartamentul nostru și în perioada respectivă covoarele se spălau în fața blocului și se puneau pe bara aia, știi că era o bară pentru covoare, practic. Mama avea covoarele întinse pe bara aia, fiind singură cu mine în casă, a trebuit să mă ia de mână și să ieșim amândouă să răsucească covoarele. Fiind cu copilul de mână, n-avea cum să care covoarele și a rezemat un covor pe mașina pe un Logan. Și vecinul nostru de la ultimul etaj a ieșit și a strigat, fă-i țigancă, ia jegola după mașina mea, ca și cum mare mașină ce avea ala. Dar mă rog, trecem peste. Și atunci mama a zis, bă, sunt cu copilul, uite-te și tu, în loc să coboră și ajută-mă dacă tot ești tare în gură, a zis mama, știi? Să iau imediat, ai răbdare cu vrabla asta ta de mașină. Bă, și omul ăla a coborât cu câinele, nu știu, Rottweiler, nu știu, era un câine mare și rău. Era cât mine cățelul și a țipat la câine, ia-l,
gen să sară pe mine, a sărit cu labele aici și stătea cu gura să mă muște. Deci a pus câinele pe tine. A pus câinele pe mine la propriu. Câinele doar aștepta comanda să-mi ia fața cu totul, să mă muște, să mă mănânce la propriu. Dar fi mutilat, stai seama. Mutilat pe viață. Și mama efectiv i-a băgat mâinile în gât, că a fost reacția oricărei mame din lumea asta, îți dai seama. I-a băgat mâinile în gât și a urlat la el, te omor, nu știu ce, ia-ți câinele după copilul meu acum, ăla a rămas fără respirație și a luat câinele. Iar eu îți dai seama că am fost șocat, am avut tot traumă pe chestia asta și săream din pat și făceam, mami mă mănâncă, îți dai seama că e maltratant pentru orice copil, cred că aveam 6 ani, ceva de genul. Și tata în momentul ăla a simțit ceva, m-a sunat la 12 noaptea și a zis lui mama, a sunat-o pe mama și a zis, dă-mi pe Carmen acum. Și eu din somn i-am zis direct, tati mă mănâncă. Mama nu i-a povestit lui tata, îți dai seama. Și tata, îți dai seama, ce s-a întâmplat? Vine acum acasă, a venit acasă, i-a povestit mama. Și zice, da, bine. Și a căutat câinele tot blocul. Ce ați la fiecare apartament? Aveți câine? Dați-mi să-l văd. Și atât. Că mai departe nu se poate spune. Wow. Da. Și a găsit câinele și câinele s-a mutat din bloc. Pentru că chestia asta a depășit limita oricărui bun simț, limita oricărei calități omenești, așa ceva nu se face. Indiferent că e țigan, că e român, că indiferent de ce ți-a făcut oricine, nu pui câinele pe un copil. Nu ai voie să faci treaba asta. Mm-hmm. Și atunci ai simțit că ai pe cineva care te-ar putea apăra de aici încolo. Atunci, pe moment, n-am înțeles, ai mei nici nu mi-au povestit că au vrut să treacă toată chestia aia și ulterior, când m-am făcut mai mare, mi-au povestit, mamă, tu știi cu câinele la ce s-a întâmplat, uite așa, nu pot să dar cred. Dar așa în adolescență, când deja ai luat contact cu lumea de afară și deja ai văzut că oamenii au tendința să te judece, să spună etichete, adică erai expusă, dintotdeauna ai fost. A fost un moment în adolescența ta când l-ai simțit așa ca pe tatăl ăla pe care ți l-ai dorit când nu era acasă? Băi, tot timp, tata mi-a dat senzația asta în tot timpul în care am fost în prezența lui. Și atunci când n-a fost și au fost situații și a trebuit să-l sun, în secunda 1 a apărut lângă mine, repet, nu știu cum face, că face așa și apare lângă mine, jur. Și de fiecare dată când mergeam cu el la evenimente sau așa, tot timpul era atent la mine, tot timpul aveam un bodyguard care mergea cu mine la baie, afară, oriunde eram, nu eram niciodată singură și chestia asta îți dă un fel de încredere în tine că nu ești al nimănui. Mm-hmm. Dar nici nu mi-a plăcut să mă bazez foarte mult pe chestia asta pentru că eu sunt un om cu picioarele pe pământ și cu atât mai mult cred foarte tare în Dumnezeu. Și niciodată nu mi-am permis să fac rău cuiva sau să profit de poziția mea sau să jignesc oamenii care nu sunt la același nivel cu mine, să zicem. Din contră, tata mi-a dat și o educație super sănătoasă, să salut și femeia de la curățenie, să dau să rămână indiferent de că e un om de pe stradă, că este vecina noastră sau primărița din oraș. Cred cu tărie că chiar dacă a fost în unele momente la distanță, cât timp a fost lângă mine și a făcut datoria de tată. Care a fost cel mai prețios sfat pe care l-ai primit de la el? Indiferent de situații, orice aș face în viața asta, fie în muzică, fie în viața personală, fie oriunde, mi-a zis orice ai face, nu-ți vinde sufletul. Eu am înțeles sfatul ăsta în toate modurile posibile, pentru că a fost un sfat care m-a marcat. Pentru că să-ți vinzi sufletul înseamnă multe. Pentru că sufletul tău poate însemna familia ta, sufletul tău poate însemna pasiunea ta, sufletul tău poate însemna demnitatea ta de femeie.
poate însemna multe. Foarte multe. Și cel mai important lucru, am simțit că se referă la credința mea. La credința ta în tine sau la credința ta? La credința mea în Dumnezeu. În Dumnezeu. În Dumnezeu, da. Pentru că lumea asta de aici, de pe pământ, de multe ori te face să fii superficial. Te face să gândești de rău oamenii din jur, te face să zici anumite lucruri. Noi ne pierdem în activitățile noastre de zi cu zi. La un moment dat poți trăi și într-o iluzie din cauza poziției sociale, din cauza faptului că tu trăiești într-o casă mai wow ca alții, că tu ai o mașină, tu nu ești nimic special. Părinții mei așa m-au crescut și așa o să-mi cresc și eu copiii, că nu banii contează, nu banii te fac, nu poziția socială te fac, ci calitatea ta umană. Exact, meseria de om. Modul în care tu vorbești cu persoana din fața ta, indiferent că este deșteaptă sau mai puțin deșteaptă, că este din lumea bună sau că este din pătura socială de cea mai joasă speță, tu, vorbind frumos cu omul ăla, te respecti pe tine. Este cea mai importantă educație pe care eu am primit-o. Să nu faci diferențe între oameni. Cu ăla vorbești așa că e mai deștept, cu ăla vorbești așa că e mai prost. Nu, tu trebuie să fii la fel cu toată lumea. Și să respecti. Noi avem tendința asta să întrebăm cu ce te ocupi, ca să știm pe unde să te respectăm de la, pe o scară da, de la exact. 1 la 10, câtă da, importanță exact. Să-ți dăm, știi? Așa cum atunci când mă întâlnesc cu persoane la evenimente și poate e pentru prima dată când discut cu ele, primesc acea superioritate din start. Ai, bună, ce faci? Aha, ce bine arăți. Și sunt, bă, alo, la eveniment acolo se întâmplă niște lucruri și niște conversații atât de cinstite, de numai. Da, știi cum e, oamenii sunt oameni, facem și noi ce putem, dar da. Dacă avem posibilitatea să alegem să facem frumos și bine, de ce ne împiedicăm și facem fix opusul? Eu mereu spun că este foarte ușor să faci rău. Eu nu înțeleg de ce alegem să facem asta și cu toții cădem în capcana asta, că nu suntem sfinți, niciunul dintre noi. Eu mi-am dat seama în perioada aia mea de depresie postnatală că e foarte ușor să devii frustrat și din frustrări pleacă toată răutatea oamenilor. Din nefericirea proprie. În perioada în care abia născusem, vedeam totul super pesimist și negativist și nu convenea absolut nimic din ceea ce se întâmpla în viața mea, exceptând faptul că dădusem viață unui copil și eram super îndrăgostită de fata mea și eram cea mai fericită din lume. Pe cealaltă parte mă gândeam, păi, toate fetele astea merg și cântă și fac treabă și eu stau în casă. Adică vedeam totul atât de trist și atât de... Până când... Am dus o luptă cu mine destul de grea până când am înțeles că, bă, da, stai puțin, tu în momentul ăsta ai un scop suprem. Dă-o încolo de piesă, dă-o încolo de muzică, că ai 21 de ani, faci toată viața treaba asta, copilul tău acum e mic, copilul tău acum are nevoie de tine. Dar toate lucrurile astea le-am făcut mergând la psiholog și acceptând că am o problemă și acceptând că am o situație. Ok, sunt om ca toată lumea, n-am cum să fiu mai specială și să n-am sentimente și să nu trec niciodată printr-o depresie, pentru că eu până să am depresie, mă uitam la femeile care sunt în depresie și ziceam, ce dracu are astea de plânge? Exact. Deci ce ai, mă, de plângi? Tu uite pe asta, mamă, eu n-am avut în viața mea așa ceva, eu sunt șmecheră, eu sunt bine pe creier. Mie nu mi se poate întâmpla. Fix așa gândeam. Am ieșit la un restaurant cu o prietenă și prietena mea a făcut un atac de panică în fața mea. Iar eu, neștiind ce înseamnă asta și cum să mă comport cu ea, am zis, asta e nebună, ce... cum să faci așa în halul ăsta? Tremura și făcea, trebuie să plecăm acum, eu nu mai pot să mai stau aici, simt că mă sufoc și eram, bă, fetiță, dar ce e cu tine? Și nu înțelegi până nu ți se întâmplă odată. Nu înțelegi până nu ți se întâmplă, de asta nici nu mă supăr pe oamenii care, după ce eu povestesc deschis despre o perioadă destul de dificilă din viața mea, oamenii spun, da, mă, bine, și cu 15 bone și cu două familii întregi care au stat după tine și te-au giugiulit și te-au așa cu copilul, tot în depresie ai fost. Da, am fost, pentru că suntem oameni și pentru că nu putem controla chiar tot. Sunt anumite situații care te iau pe neașteptate, se întâmplă pur și simplu. Eu nu cred că există vreun om în viața asta care să-și dorească să fie permanent trist. Pentru că depresia asta face.
ești într-o tristețe profundă, nu ai chef de absolut nimic, îți pierzi motivația. Nu cred că există cineva care să-și dorească să stea acolo, ci pur și simplu sunt oameni care nu mai pot ieși din întunericul ăla, și în plus este dovedit științific, este o chestie chimică ce se produce în creier. Nu avem noi un buton acolo când să începem să fim triști și când să redevenim fericiți. Cred că am plâns 30 de minute constant, fără oprire, pentru că Sofia avea o căciuliță cu urechi. De ce ai plânge în halul ăla 30 de minute că vai ce drăgăraș e copilul meu? Dar plâns în hohote. Și, într-adevăr, toți ai mei au fost lângă mine, dar la mine a fost extrema cealaltă. Simțeam prea mult ajutor, ca și cum ce am eu, sunt handicapată, dar eu nu pot să am grijă de copilul meu, de ce vin toți pe capul meu, știi? Simțeam nevoia să mă lase toată lumea în pace, să-mi văd de viața mea și eu cu copilul meu și cu soțul meu și să greșesc. Ce dacă noi pun Pampersul bine, fuck it, nu contează, mă învăț să-l pun, știi ce zic? Adică, când simți că e o problemă, ai văzut când plângi și vine cineva la tine și te întreabă, dar ce ai, nu mai plânge, mai rău îți vine să plângi, îți vine să-ți dai cu ceva în cap când te întreabă cineva, dar ce ai, o să fie bine, hai, 3, 2, 1 și să fie bine. Nu o să fie, adică cel puțin în momentul ăsta. Aveam nevoie să mă lase toată lumea, să-mi trag sufletul și să-mi revin eu cu mine. Și la 3 luni, mi-amintesc că a făcut Sofie 3 luni și am zis, mamă, ia copilul că vreau să plec la munte, că nu mai pot. A cât ai stat în depresie, în starea aia? Băi, nu știu să zic. Pentru că a fost o chestie care se întâmpla on and off. Mi-a luat ceva să conștientizez. Băi, stăteam în cameră și ascultam mai muzică tristă. Adică, la modul ăla. Dar de ce? Nu știu de ce. Pur și simplu nu înțeleg ce s-a întâmplat mai exact cu mine. Ți se întâmplă viața. Așa îmi spune terapeutul, când mai merg pentru vizite din astea, da, de nu pot să ies singură de unde sunt. A, bună ziua, ți s-a întâmplat viața, ți mi s-a întâmplat un pic de viață, hai să vorbim despre ea, știi? Da, uite, pe mine m-a învățat psihologa așa. I-am zis, doamne, de ce nu pot să mă acomodez cu viața pe care o am în momentul de față? Pentru că eram în stadiu în care trebuia să stau acasă și să am grijă de copil și de soț. Și eu să mă pun pe planul 13. Și mi-a zis, gândește-te așa. Noi, de când suntem mici, noi fetele, nouă ne este dată povestea cu prințesa și prințul, care s-au cunoscut, au făcut o nuntă mare și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, punct. Dar până la adânci bătrâneți nu ne zice nimeni ce s-a întâmplat. Dar nu zice nimeni că poate prințul mai pleca la chef cu alte prințese. La chef de chef. Înțelegi? Și că prințesa rămâne acasă cu copilul, înțelegi? Exact, sunt multe capitole pe care nu le știm și pe care ni le arată, deci, viața că... asta mi-a zis-o. Am întrebat-o de ce mi-e atât de greu să-mi accept situația și mi-a zis treaba asta cu prințesa și prințul care se căsătoresc și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Și apoi mi-a zis altceva, mi-a zis singura ființă care s-a adaptat de când există lumea și pământul până în prezent, a fost gândacul. Și zic, ce vreți să ziceți cu asta, că e prea complicat pentru mine? Era în gen, da, zi odată ce vrei să zici. De ce? S-a adaptat. S-a ascuns pe unde a putut, a mâncat tot ce a putut, a trăit și pe vremea dinozaurilor și pe vremea aia și pe vremea aia și a ajuns până în prezent. Pentru că s-a adaptat fiecarei etape a lumii, a pământului, practic. Gândați, există din totdeauna. Și am rămas așa puțin și am zis, ok, deci trebuie să-mi asum tot ceea ce sunt, tot ceea ce fac, trebuie să trag aer în piept, să duc fiecare zi la capăt cu sarcinile pe care le-am de făcut în momentul ăsta, să înțeleg că sunt într-o etapă a vieții mele și că nu va arăta viața mea așa tot timpul și să-mi înțeleg rostul în momentul ăsta al vieții mele. Doar în momentul în care eu am ajuns să fiu bine cu mine, doar atunci am reușit să mă bucur pentru cei din jur că fac lucruri. Pentru că în momentul în care eu eram jos,
mă gândeam, uite, ești tu la asta, n-are niciun pic de voce. Uite cum cântă asta, mă, frate, mă. Cum face asta, mă, treabă, mă. Cum face nu știu ce. Pentru uite, că vorbea frustrarea din tine. Răutatea pleca din faptul că eu nu eram bine în momentul ăla. Deci eu din momentul în care am înțeles lucrul ăsta, faptul că răutățile vin din frustrările tale, în momentul ăla n-am mai judecat oamenii care m-au vorbit de rău sau care au comentat aiurea. Pentru că am înțeles că un om care e bine cu el și e fericit și face ce-i place și e mulțumit de viața lui, niciodată nu o să meargă să arunce cu noroi în tine. Dar nici nu te vede. El își vede, exact. El se uită în scopul lui. Da. Deci maximul de atenție pe care ți-l poate oferi este un zâmbet sau o vorbă bună, dar niciodată eu n-am văzut să un om că eu în perioada fericit aia și bine cu el și stăpân pe creierul lui și pe mintea lui care să vrea să devalorizeze un alt om. Da. Niciodată. Da. Adică el se duce țintă către el. Da, eu am o treabă și fac treaba. Nu mă interesează de nimeni și nimic altceva. Dar e foarte bine că înțelegem lucrurile astea despre noi, știi? Și ne oprim puțin. Păi de ce gândesc așa despre el sau despre ea? Eu mi-am dat seama că Instagram, TikTok, tot social media folosit în exces și urmăritul vieții altora și comparația te duce în propastia depresiei și a anxietăților și a frustrărilor și a ia uite ce are ăla și eu nu am, ia uite ce face aia și eu nu fac, dar de ce trebuie să mă intereseze? De ce trebuie să mă intereseze? Este normal ca fiecare om să aibă viața lui și să se bucure. Este normal să postăm și să arătăm doar lucrurile bune. Că nu o să se filmeze nicio fată, nicio influențăriță, niciun cântăreț, niciun actor. Nu o să se filmeze spunând sunt în depresie și plâng și mănânc ciocolată și m-am îngrașat ca o vacă. Nu o să zică nimeni asta. Mie îmi pare rău că nu se vorbește deschis despre episoadele mai puțin luminoase din viețile noastre. S-a încercat așa în niște ani, hai să vorbim deschis, că nu suntem tot timpul bine, că viața nu este tot timpul roz. Și mi-a plăcut mișcarea, însă acum se sesizez altceva. Dacă tu, Carmen, pui mâine pe Instagram că ai o zi proastă în care te-ai certat cu soțul tău, că uite copilul tău nu te ascultă astăzi și că și ai un meltdown de genul ăsta, vei fi linșată. Te plângi? Da. Trebuie să găsim... Eu ce să mai zic că muncesc de 12 ore? Așa, astea sunt comentariile. Da, da, așa și e. Este foarte nasol. Mi se pare că încă suntem într-o căutare din asta a unei modalități prin care putem să ne lăsăm văzuți așa cum suntem. Da, e destul de dificil. Pentru că oamenii sunt diferiți. Ai trecut și printr-o cumpănă care cu siguranță că nu a fost ușoară și că a lăsat niște urme în viața ta. Știu că ai vorbit foarte deschis despre asta, despre momentul în care ți-a fost frică că o vei pierde pe mama ta și spuneai că dacă se duce mama, se va duce și tata. Da. Și voiam să știu cum ți-ai regăsit puterea, cum ai trecut peste. N-a fost nevoie să-mi regăsesc puterea pentru că nu am acceptat ideea că se poate întâmpla acel lucru. Nu am acceptat și nu am vrut să accept și din momentul în care am aflat că are mama mea o problemă, am zis ok, mergem până în Laponia, dacă e nevoie. Mergem până la Moș Crăciun. Nu există. Adică pur și simplu creierul meu nu a vrut să accepte faptul că există un 10% ca în momentul ăla să o pierd pe mama. Nu am vrut să accept că mi-ar putea fi alta realitatea. Am zis eu nu, o las, indiferent de situație. Vindem tot, rămânem amărâți, nu mă interesează nimic. Eu vreau să o văd bine. Așa grav a fost? Da. Da. A făcut un AVC. Ulterior AVC-ului am aflat că a avut un anevrism. Anevrismul l-am operat printr-un stent. I-au pus un stent pe creier.
în Turcia, unde am fost la vreo doi doctori, nu convenea de niciunul, într-un final am găsit un doctor care mi-a oferit destul de multă încredere, am făcut toate analizele acolo, vreau să zic că au o aparatură extraordinară, nu există, efectiv se juca cu vasele de sânge, făcea așa, se uita în creierul, îi învârtea creierul pe un screen, a fost wow. Și cea mai grea noapte a fost noaptea în care, după ce i-au pus stentul pe creier, ea era la reanimare și eu la hotel. Ați fost separat? Nu puteam să stau și așa, doctorul a reușit, după lungi încercări cu asistentele, să mă lase 3 secunde să o văd când o scoate din sala de operații către reanimare, fix pe hol. 3 secunde să o văd. Și avea frisoane în momentul ăla de după operație și stai seama că m-a terminat psihic, eram, nu există, eram împrăștiată, simțeam nevoia să mă adun, să eram în bucăți și sufletește și tot. Și eu eram la hotel, da, și stăteam la hotel și mă gândeam ce face mama, ce face mama, ce face mama. Erai face singură? Mama. Eram cu tata, cu soțul, cu mătușa, dar nu vedeam pe nimeni, nu exista nimeni în jurul meu, mă simțeam singură, adică, repet, pentru mine mama e ori mama, ori nimic. Și ușor am trecut peste treaba asta și astăzi mama se trezește de la 7 dimineața, se culcă pe la 12-1 noaptea, muncește zi și noapte pentru business-ul ei și e un om activ și sănătos și fericit și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a lăsat-o sănătoasă și în viață în continuare. Asta e minunat, că a putut să treacă și că a putut să treacă bine peste un AVC despre care știm cu toții că lasă niște urme. Da. Groaznice. Deci vreau să zic că eu am rămas șocată de aparatura pe care o dețin cei din Istanbul de la Acibadem, spitalul Acibadem. Pentru că am văzut până și acel vas de sânge, acea venă care s-a rupt, pentru că asta se întâmplă la un AVC, pliznește o venă. Și se vedea cum s-a rupt și cum a rămas așa împrășteată. Deci e, Doamne. Ai fost supărată pe Dumnezeu că s-a întâmplat asta? Nu, din contră. M-am rugat constant și am simțit efectiv că îmi dă încrederea că totul va fi bine, nu știu. Deci ce face credința, efectiv, apropo de ce spuneai? Eu cred că pe asta m-am bazat. Aveam o siguranță de 100% că nu se va întâmpla. Iar eu simt. Eu, când mama a început să se îmbolnăvească și să facă tensiune destul de mare, pentru că a fost o perioadă de vreo 3-4 zile în care mama tot făcea tensiune mare și chemam salvările până la AVC. În noaptea în care au început toate ridicările de tensiune următoare, i-am visat rău de tot, mama și pe tata. M-am trezit la 4 dimineața, i-am sunat și în secunda aia mama mi-a zis, da, mi-e foarte rău, simt o presiune aici, în spate la ceafă, nu mă las să respir. I-am zis, ia-ți tensiune, avea deja 14, sună la ambulanță. Adică am simțit absolut tot. Și în general, în momentul, fix înainte să se întâmple ceva rău, visez. Nu vreau să mai fie o chestie. Serios? Da, nu mai vreau să mai visez. Dar da. Am o conexiune foarte puternică cu mama și de fiecare dată când, Doamne ferește, pățește ceva, a pățit, de fiecare dată când a pățit ceva, am visat. Dar îmi dau seama că e ceva rău atunci când mă trezesc și nu pot să-mi revin. Eu nu mi-amintesc vise. Deci eu nu o să mă auzi vreodată. Îmi amintesc starea și mi-amintesc dacă ceva mă marchează. Dacă e ceva de super, super, super fericire, care mi se impregnează pe creier cumva, pe retină. Și sau dacă e ceva de super șoc. Și într-adevăr, atunci am avut un vis foarte, foarte urât cu mama și cu tata și m-am trezit și eram amândoi unul lângă celălalt. Și ceea ce era destul de rar, că tata era vară și în perioada aia avea cântări non-stop. Și era destul de rar și da. S-a schimbat tatăl tău după episodul ăsta? Da. Da, pentru că a conștientizat ce ar fi viața fără mama. Să fim sinceri, tata nu a luat parte la
toată educația noastră, tata nu ar ști cum să menegerize problemele noastre de copii, mm-hmm, și avea certurile turnei, sau... Avea... Tata nu, adică, și cred că orice bărbat, adică nu e de judecat treaba asta, dar pur și simplu cred că ar constata că nu se descurcă fără mama. Pentru că odată ce nu ai avut parte de așa ceva, el nu a stat niciodată între mine și sora mea să ne vadă cum ne certăm, sau eu și fratele să ne vadă cum ne certăm. El nu a luat parte la disputele noastre din copilărie ca să înțeleagă ce fel de temperament am eu, cum să o calmeze pe sora mea care e super vulcanică, cât de sensibil e fratele meu. El cumva s-a bucurat doar de prezența noastră și atât. Și atunci când ne vedem cu el, nu ne place să ne certăm sau să îi spunem problemele noastre. Preferăm să ne bucurăm de el așa cum este el. Ce faci, tati? Te iubesc, hai să te iau în brațe, ce ai mai făcut, cum ești? Mai povestim una alta, chestii de bucurie, niciodată chestii, uite ce am făcut, m-am certat cu nu știu cine, sau niciodată. Pentru că, văzându-l rar, vrem să ne bucurăm de momentele alea puține pe care le avem cu el. Acum că ai devenit mamă, sunt sigură că ți s-a schimbat și ție percepția asupra vieții. Și noi avem așa o tendință din asta, când suntem în adolescență, să facem niște nebunii pe care mai apoi, cu mintea de pe urmă, cum se spune, le privim și ne întrebăm cum am putut să fac una ca asta, știi? Din poziția de mamă, acum când te uiți în spate, ai vreun regret? Da. Și am mai spus, cel mai mare regret este că am făcut pe ei să sufere într-o anumită perioadă, dar consider că a fost o lecție pentru mine pe care trebuia să-mi iau cumva. Poate dacă nu o luam așa, o luam mult mai urât, n-am de unde să știu. Dar sunt foarte fericită cu cine sunt astăzi. Pentru că sunt genul de om care din fiecare experiență trage concluzii, privește partea bună a lucrurilor. L-am întrebat pe soțul meu care e cea mai mare calitate a mea. Chiar eram curioasă să văd cum privește el lucrurile și a zis, bă, sincer, calitatea ta cea mai mare este să fii fericită. Tu ești fericită din orice. Tu zâmbești mereu, pe tine nu te supără nimic. Ca orice om am și eu momentele mele, dar per total, pe mine mă vei zâmbind. Chiar dacă sunt nervoasă pe moment, țipurul îmi trece... Și după iar zâmbesc. De asta văd binele în oameni, de asta tot timpul gândesc pozitiv, pentru că îmi doresc să fiu fericită. Și îmi găsesc un motiv de fericire și din faptul că mă trezesc de dimineață și e soare afară. Și asta înseamnă recunoștința pe care vezi, tu o pui în rugăciunea ta. Da, așa e. Pentru că tu te uiți la viața ta și la ce ți-a oferit Dumnezeu. Și la resursele astea frumoase pe care le ai și te întrebi cum să le așezi ca să le dai mai departe. Da. De unde ai învățat să te rogi așa frumos? Cine e cu credința atât de puternică în familia voastră? Mamă, ce întrebare mi-ai pus. Nimeni nu mi-a pus întrebarea asta, fii atent. Nimeni. Nimeni. De mică am avut o legătură specială cu Dumnezeu, pentru că de fiecare dată când îmi era frică, mie mi-era frică de întuneric ca oricărui copil, dar de fiecare dată când îmi era frică, îmi ziceam repede de tot, eu sunt copilul lui Dumnezeu și pe mine n-are cum să mă atingă nimeni și nimic. Eu sunt copilul lui Dumnezeu și pe mine n-are cum să mă atingă nimeni și nimic. Eram în întunerică. Eu dacă începusem să dorm singură pe la 10 ani, deja târziu începusem să dorm singură, pe hall era întuneric până la mama, știi? Mm-hmm. Și aveam întrerupătorul în capătul hallului și până ajungeam la întrerupător stăteam pe întuneric, știi? Și vedeam umbre, că stăteam la parter și aveam copaci care băteau... Înfiorător. Hai de mine, eram într-un film de groază în capul meu, tu-ți dai seama, pentru un copil la 9-10 ani, deja eram într-un film horror. Și închideam ochii și ziceam, Doamne, eu sunt copilul lui Dumnezeu și nu are cum să atingă nimeni și nimic de mine. Și de fiecare dată când mă trezeam într-o situație, era, nu știu, singurul mod al meu de a mă liniști și de a-mi da garanția că 100% mie nu mi se va întâmpla nimic rău. Și am mai avut o perioadă la un moment dat în viața mea în care, efectiv din senin, veneau gânduri rele.
la modul că eram la volan și efectiv în 3 secunde îmi făceam filmul cum ar fi să fac accident, să mor, o vedeam pe mama cum vine și mă adună de pe stradă, cum mă mormântează, bă, da, în 3 secunde. Și gândurile astea e clar că nu sunt normale, adică de ce m-aș gândi la asta când e totul bine, când sunt în siguranță? Cât de cât în siguranță, că na, conduc da. Eu cu centura pusă, nu are ce să mi se întâmple în momentul ăla. Și tot așa, de fiecare dată când îmi veneau gânduri din astea care sunt sinistre, să fim sinceri, nu sunt normale, mă rugam intens pentru că simțeam că nu sunt gândurile mele și nu vin din tine. Nu vin din mine și vezi ce înseamnă dacă aș fi fost o persoană slabă și aș fi dat curs acelor gânduri să-mi domine practic viața și să trăiesc acolo, singur m-aș fi îndreptat către ceva greșit. Este foarte importantă intenția noastră în viața asta. Este foarte important să ne menținem cât de pozitiv se poate. Chiar și în cele mai grele situații și în cele mai urâte situații trebuie să încercăm să vedem partea bună a lucrurilor. Exact, dar asta se poate doar printr-o credință dusă la extrem și nu mă refer la credința aia care te împinge să te duci la biserică în fiecare duminică. Bă, uite, ai să râzi, dar eu mă chinui să mă duc la biserică. Nu reușesc. E greșit, știu, ar trebui să măcar o dată pe săptămână, duminica, să mergem la biserică. Nu reușesc să țin post. Sunt foarte multe lucruri pe care mi le doresc. Îmi doresc foarte tare să le fac, dar tot timpul simt că am... O să vină și ele la momentul potrivit. Probabil, sunt convinsă, da, știi? Da, dar... auzit că la o vârstă începi exact. Să le faci. Dar cred că mai presus de toate lucrurile astea, sufletul cu trebuie tău. În față, da. Sunt momentele în care îți împreunezi mâinile și da. Vorbești deschis și te gândești că după ce a creat toate frumusețile astea, toate oceanele, toți munții, da, te-a creat e. Și pe tine. Și da. Te-a creat cu un scop. Și da. Că atât timp cât ai credință, nu ai voie să te temi. Da, așa e. Da. Nu ai voie să te temi. Și, dar toate lucrurile astea vin iar în timp. Ăsta poate fi un sfat pentru cei care ne urmăresc. Pe mine mă mai ajută foarte mult în momentul în care mă simt rătăcită sufletește sau am foarte multe gânduri sau am ceva supărări care nu-mi dau pace, să deschid... În ziua de azi nu mai are nimeni Biblia în bibliotecă, aplicația Biblia, și dau așa scroll și mi-aleg un verset. Mm-hmm. Bă, și efectiv simt... Parcă îți spune ceva. Simt că îmi spune ceva. Este incredibil, pentru că, știi, de multe ori noi zicem, da, mă, bine, să mă duc la biserică, să mă învârt așa, să fac cruce, să pup icoanele, să nu știu ce... Nu e nevoie să faci asta, neapărat dacă nu simți să faci asta. Pentru că sufletul tău are la îndemână cel mai important lucru, cuvântul lui Dumnezeu. Exact. Care este la îndemâna tuturor? Să fim sinceri, și în Biblie, crede-mă, orice cuvânt ai citi, are o simbolistică și o semnificație, inima. Da. Și să nu uităm de unde începe Biblia, da? Și ce ne spune? Cere și ți se va da. E foarte simplu. Exact. Dar trebuie să ne luăm un moment de răgaz, să oprim puțin zgomotul ăsta al lumii, da. Și să privim mult adânc în noi, știi? Mi se pare foarte tare că am discuția asta cu tine. Adică, out of nowhere, exact, așa. Știi? Și să vorbești despre Dumnezeu mi se pare cool. Da. Mi se pare foarte cool și mi se pare o chestie foarte deșteaptă. Într-o lume în care să fii cool înseamnă cu totul altceva, e greu să te mai menții pe poziția asta. Adică, vezi și tu ce se întâmplă în ziua de azi cu tot ce înseamnă online, cu toate războaiele, cu orientările sexuale, cu discriminările, cu copiii lăsați pe străzi, cu orfelinatele, cu totul. Dacă am fi mai deschiși către treaba asta, dacă toți oamenii ar avea scopul să facă lumea mai bună, cât de frumos ar fi. Adică
hai să nu ne mai gândim doar la noi și doar la să am eu, să fac eu, îmi doresc mașina aia, stai să strâng bani, să... Nu, du-te și tu și donează, că sunt atâtea locuri în lumea asta unde poți să te duci să donezi pentru copii care n-au casă, pentru copii care sunt la orfelinate, pentru... Uite, eu toate hainele pe care le am și nu le mai port, de două ori pe an sau o dată pe an, depinde, fac așa saci mari, mari și le dau toate hainele. La orfelinate, la copii pe la țară care nu au ce mânca. Eu am la țară case care cad pe copii. Noi am mers și le-am pus lumină vecinilor noștri care nu au. Serios? Da, da. De Crăciun am fost cu mătușa mea la un orfelinat și vreau să zic că o fetiță s-a legat de piciorul ei. Și a început să plângă. Mami, ia-mă acasă, mami, ia-mă acasă. Noi să știi că ne-am gândit la un moment dat. Am avut discuții, cred că vreo două luni de zile, în care tata zicea, băi, noi trebuie să adoptăm un copil. Uitându-te acum la viața ta, e ceva ce-ai schimba? Nu. Poate că aș fi făcut mai multă muzică înainte de copil. Dar consider că copilul m-a adus la maturitatea necesară. Mm. Adică să ai un copil este o responsabilitate foarte mare și consider că doar prin Sofie am ajuns la maturitatea de care am nevoie să pot manageria cariera mea, să pot lua anumite decizii importante și să-mi asum deciziile respective și așa mai departe. Adică să-ți răspund la întrebarea ta e spre nu. E perfect, e minunat. E minunat, bine. Carmen, mă uit la tine, ai 26. Da. 26 de ani și mi se pare că deja, vorba aia, ai construit și o casă, ai făcut și un copil, nu știu dacă ai sădit și un pom, dar cu siguranță că pe unde te duci, lași niște semințe frumoase în urma ta. Uite, și prin discuțiile astea pe care le oferi și faptul că ești atât de deschisă și vorbești și despre greșelile tale și despre nebunia din adolescență și despre relația cu mama ta, care este eroina ta, și despre cum e să fii fata manelistului, pentru că cu siguranță că te-ai confruntat și cu astfel de, de vorbe spuse într-un mod urât și pe toate le-ai dus cu o finețe aparte, știi? Și asta mi se pare de super admirat la tine. Faptul că ai luat de la viață tot ce ți s-a oferit, nu ai vrut să pari ceva ce nu ești, nici nu te-ai crezut mai presus doar pentru că te aducea o mașină mai altfel la școală și chiar mi se pare că ai o familie foarte frumoasă. Să rămâne, mulțumesc. Și de fiecare dată când, nu știu, acum că te privesc pe tine sau mă mai întâlnesc cu Adi pe undeva pe la evenimente, aveți o blândețe în ochi. Și cred că blândețea asta se datorează și fericirii, dar și recunoștinței. Da, recunoștința este cel mai important lucru. Nu poți ajunge la concluzia că ai destul niciodată. Odată ce conștientizezi lucrul ăsta, o să începi să te bucuri de fiecare lucru mărunt. Este evident că tot timpul să-ți dorești altceva, să vrei mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și o vorbă. Nemulțumitului îi se ia darul. Da. Să țineți minte asta. Mm-hmm. Nemulțumitului îi se ia darul. Așa că fiecare dimineață treziți-vă frumos, spuneți, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi și începeți-vă ziua cu un zâmbet. De ce nu? Exact. Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, îți mulțumesc și pentru ce nu mi-ai dat, că știi tu mai bine. Da. Și până la urmă, știi, sunt convinsă că o să fii de acord cu mine. Toate lucrurile care ni se întâmplă sunt menite să ne ducă spre ceea ce iubim cu adevărat. Da, așa este. Deci, fie că vorbim de carieră, de partener, de destinația aia despre care îmi povesteai și tu la început de podcast. Îți mulțumesc mult de tot pentru discuție și pentru că ai împărtășit cu mine lucrurile astea și că am cunoscut-o și pe fata Carmen și pe mama Carmen și pe fica, mă rog, sau pot să spun Claudia, Silvia. Te-a strigat cineva vreodată așa? Da, o profesoară, o dirigintă.
Și atât, da. Mm-hmm. Dacă îmi zicea Claudia sau Silvia, ăla era... Da, doamnă, mm-hmm. Era nasol. Era nasol. Îți mulțumesc... Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Carmen, minune. Chiar, din multe puncte de vedere, viața ta... E o minune. Îți mulțumesc. Viața însă și este o minune. Mulțumesc mult de tot că a stat cu mine până la ora asta la cafeluța, care tocmai s-a terminat. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Luați sfatul lui Carmen și trăiți-l în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze și rostindu-mi mulțumesc. Știe el de ce se întâmplă toate. Vă pup! Zunivers Podcasts.